ziua, domnule Buc. Ce mai faci? Ce să fac? Uite, trebuie să pot să... Mă bucur să vă revăd. Să pot să mențin în viață. Ce ați pățit la picior? Ce să pățe la mână? Am fost... Am avut niște momente tragice care mi-a cauzat toată viața. Deci a fost un moment în viața noastră care v-a schimbat destinul? Da, n-aș fi vrut să se întâmple, dar așa poate a vrut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. De fapt, care e adevărata dumneavoastră istorie? Doamne, ce să mai e? Am fost împușcat în decembrie. Atunci a fost Revoluția în 89. Ați luptat în Revoluție? Da. M-am împușcat. Și acum, în anul... Mai sunt în viață, numai bunul Dumnezeu știe cum mai trăiesc. Vă cred. Deci sunteți unul din eroi în viață. Da. Dumnezeu a vrut să mai trăiesc. Dacă nu și era acum? Dumnezeu, muream și mă ducea vă la cred. Crematoriu și cenușa mi-o aruncat pe ovoarele Ilfovului. Vă cred, că am vă fost cred. La cimitirul eroilor și într-o zi încurgeau lacrimile și era o doamnă care era din jur de acolo, de pe la blocurile alea cu durul cimitirului eroilor și a zis că într-o zi a zis că a venit o basculantă cu morți unul peste altul. Dar zice că nu se mai cunoștea, adică era în putrefacție și nu se mai cunoștea, era morți așa. Da, și probabil aceia de la Timișoara sau morții Bucureștiului? Morții Bucureștiului, cred. Da, da. Văd că și la cap ați fost pușcat. Da, am fost și... unde mai trăiesc, numai Dumnezeu știu ceva tot. Deci dumneavoastră ați luptat dacă, în Revoluție? Dacă glonțul venea un pic mai mult, muream, că mi-atingea creierul. Da. În 89 ați luptat în Revoluție și acum dumneavoastră, în da, 2007, atunci, în 89, sunteți un om sărac? Când a fost Revoluția atunci. M-am dus și eu să-mi apăs sărăcia și nevoile și neamul. Am ajuns pe drumuri deci, acum. Deci sunteți și bolnav și nedreptățit. Da. În 2007. Hai, Dumnezeu să aibă grijă să poată să... E chiar tragică situația dumneavoastră. Oh, Doamne, dar dumneavoastră a fost ciuruit de gloanțe. Mai aveți și alte răni? Da, mai am. Am avut vreo 7-8 gloanțe. 7-8 gloanțe? Da, nu știu cum de mai sunt în viață, numai Dumnezeu știe. Chiar e un miracol că supraviețuiți. Puteți să-mi arătați și alte răni? Da, vă arăt. Îmi cer scuze. Vă arăt cu plăcere. Dar mi se pare un lucru extraordinar că ați supraviețuit. Da, ia uitați și la deget. Mi-a venit glonțul un pic aici. Și degetul. Vârful degetului. Și la cap sunteți afectat. Da. Și unde în alte părți? Și să vă mai arăt aici. Aici,
Da, se vede jos acolo, la burtă mai mult. Aici chiar pe lăinile. Da. Și aveți și în partea cealaltă? Da, să vă arăt și în partea. Aici e cam... Iată, deci, și clădirea mult iubită. Mulțumesc foarte mult, domnule Bucur, da, Petru, pentru relatarea dumneavoastră. Să rămână și îmi pare... doresc multă sănătate și Dumnezeu să aibă grijă. Mulțumesc. Și îmi pare nespus de rău că acum, în anul 2007, dumneavoastră, care trebuia să fiți decorat, iată că sunteți un om ignorat de acești guvernanți care ne conduc. Da, da. Dumnezeu să aibă grijă și de cei care ne conduce țara, să le dea mai multă judecată. Așa să fie. Amin. Vă este o plăcere să vă întâlnesc. Da. Pentru mine sunteți un erou în viață. Așa este. Numai Dumnezeu știe cum. Știu, îmi dau seama. Văd. Ce puterea lui Dumnezeu. Absolut. Suntem în puterea lui Domnului. Să-mi arătați și piciorul, vă rog frumos. Oh, Doamne! Oh! Oh, Dumnezeu! Deci a fost împușcat în picior. Am avut 3-4 glanțe. 3-4 glanțe. Și la cap văd că ați fost, da, extrem de afectat. Aici, dacă venea mai mult, cu vreo câțiva milimetri, muream. Mureați sigur. Mă ducea la crematoriu, da, și cenușa mi-a aruncat povoare de el. E un miracol că trăiți. Așa este, numai Dumnezeu știe. E puterea dumnezeiască dumneavoastră.